Horoscop săptămânal 25 noiembrie 1 decembrie. În ultima săptămână a toamnei vor fi multe schimbări astrologice majore. Planetele și stelele așteaptă o restructurare energetică serioasă, ceea ce va afecta în mod inevitabil viața oamenilor. În a 48-a săptămână a anului, toate zodile vor avea nevoie de o reacție rapidă și de capacitatea de a lua decizii cu viteza fulgerului. Va fi dificil, dar foarte important, să ne păstrăm calmul în primele zile ale săptămânii. De data aceasta va fi un fundal emoțional tensionat, astfel încât ne va fi dificil să ne înțelegem cu ceilalți. Mai mult, cu cât relația este mai strânsă, cu atât va fi mai dificil să evităm dezacordurile și conflictele. Uneori, oamenii care au fost întotdeauna de partea voastră vor prezenta cele mai neplăcute surprize. Mijlocul săptămânii va fi foarte roditor. Acesta este un moment în care puteți aborda rapid probleme importante, dacă vă concentrați asupra lor și acordați o atenție puțin mai mică la orice altceva. Va fi util să vă împărtășiți experiențele, să învățați de la alții, să discutați despre ideile lor și ale altora. Berbec, agitația va traversa multe dintre planurile voastre. Solicitați ajutorul celor dragi, ei vor fi fericiți să-și asume unele probleme. Vineri nu sunt excluse aventurile neașteptate. Va trebui să aveți grijă de sănătatea voastră. În weekend încercați să vă umpleți casa cu căldură, luați cina în familie. Săptămâna nu va fi ușoară. O parte din motivul problemelor ar fi că nu vă veți comporta întotdeauna corect. Mulți berbeci vor avea tendința de a se gândi la o dorință, de a lua decizii pripite ducându-se la un punct mort. Acești reprezentanți ai semnului ar trebui să fie atenți la sfaturi. Oamenii din jurul vostru vă vor spune multe lucruri utile, deși nu își vor exprima întotdeauna gândurile sub forma în care ați dori să le auziți. Va fi foarte util să vă concentrați asupra muncii. Chiar dacă de obicei nu vă acordați prea multă importanță și încercați doar să vă îndepliniți în datoririle cu demnitate, acum merită să luați în considerare ce se poate schimba în bine, cum să obțineți rezultate cu adevărat strălucitoare. Chiar și succesele profesionale modeste inspiră. Dacă veți obține victorii importante, veți simți o majorare enormă de energie. Taur! În această săptămână pot apărea probleme complet neașteptate în sfera afacerilor. Pe de altă parte, puteți conta pe înțelegerea reciprocă în comunicarea cu oamenii din jurul vostru, precum și pe propria activitate intelectuală sporită și cunoștințe de afaceri. Marți, dați voi emoțiilor, dar nu le lăsați să vă predomine mintea. După joi, este posibilă deplasarea sau schimbarea atmosferei familiare. Aceasta nu va fi cea mai remarcabilă săptămână. Va fi puțin probabil să reușiți să obțineți succese grandioase. Nu vă certați cu colegii, va fi mai bine să păstrați o poziție neutră și să nu mai solicitați din nou ajutor. Nu vă fie frică să vă exprimați noile idei, acestea vor părea utile altora. Săptămâna va fi potrivită pentru studiu și muncă intelectuală. Veți fi foarte buni la colectarea și analizarea informațiilor, la compararea faptelor, la evidențierea principalului lucru. În a doua jumătate a săptămânii pot apărea câteva idei noi cu privire la muncă, carieră sau afaceri. În curând veți putea să le aduceți la viață. În ceea ce privește relațiile personale, săptămâna va fi favorabilă. Vă veți înțelege bine cu oamenii care vă sunt dragi, găsiți cu ușurință o abordare cu noi prieteni. Va exista o ocazie de a restabili câteva legături vechi. Gemeni, puteți trăi cu dorințe și emoții, mai ales dacă vă aflați în mijlocul unui moment de romantism pasionant. Stelele spun că sentimentele voastre vor fi puternice și reciproce. Aceasta este acea iubire care vă face să zburați și să vă schimbați viața în bine. Ideile care v-au vizitat în această săptămână vă vor aduce profit și succes. Prietenii vă vor ajuta să vă atingeți obiectivele. Veți fi impresionabil, sensibil și vulnerabil, iar adesea veți reacționa brusc la flacuri, vă veți face griji pentru orice lucru. În astfel de momente este foarte important să existe persoane pe care să vă puteți baza. Noile cunoștințe nu vor fi întotdeauna la nivelul așteptărilor. Printre ele vor exista chiar și cei care încearcă să vă folosească în propriile lor interese. Desigur, nu le veți permite. Nu sunt excluse modificări importante în domeniul profesional. Ele nu apar întotdeauna la inițiativa voastră. În plus, uneori ați prefera ca totul să meargă ca înainte, dar trebuie să vă adaptați circumstanțelor noi. Încercați să nu vă supra-solicitați, să vă planificați zilele astfel încât să existe suficient timp pentru a vă relaxa. S-ar putea să fie mai multe de făcut decât de obicei. Sarcina voastră va fi de a individualiza cel mai important lucru, de a nu vă pierde timpul și energia în zadar. RAC. În această săptămână, racii se pot confrunta cu concurența. Cu toate acestea, există șanse mari de a ieși învingători și de a le demonstra altora capacitatea voastră de a depăși orice obstacol cu strălucire. Marți veți avea o conversație sinceră cu un prieten sau cu cineva apropiat. Vineri va trebui să fiți mândri de voi, cu toată probabilitatea. Săptămâna va începe foarte interesant. În primele sale zile vă așteaptă câteva aventuri neobișnuite și captivante. Unii raci vor fi chiar în centrul evenimentelor uimitoare. Vor fi posibile oferte interesante, de multe ori vor proveni de la oameni cu care ați lucrat rodnic de mai multe ori înainte. Pe măsură ce timpul trece, situația va deveni mai stabilă și mai previzibilă, iar ritmul vieții va fi în scădere. Tinerii reprezentanții ai zodiei, dornici de noi impresii, se vor plânge de plictiseală. Restul folosesc acest timp calm pentru a-și restabili puterea. La sfârșitul săptămânii va trebui să munciți din greu. Acesta va fi un moment în care atingerea celor mai simple obiective va necesita efort, iar lucrurile vor fi vizibil mai dificile decât de obicei. Leu, Săptămâna aceasta vă puteți aștepta la o promovare, dar vor exista și noi responsabilități. Miercuri este posibilă găsirea aliaților în implementarea unui proiect complex. Joi prietenii vă pot dezvălui un secret, vor încerca să-și justifice încrederea. Fiți corecți vineri, astfel observațiile și declarațiile voastre dure vor complica relațiile cu colegii sau cu membrii familiei. Nu va fi o săptămână ușoară, va trebui să fiți pregătiți pentru faptul că totul nu va fi ușor, dar probabil ați prefera ca barierele să nu apară la fiecare pas. Acum, multe nu vor merge bine. Uneori, cei mai fiabili aliați nu vor reuși, iar noi, prieteni, aduc multe probleme. Trebuie să luați decizii ambigue, de multă vreme vă îndoiți că ați ales calea corectă. Unii reprezentanți ai zodiei își vor pierde complet încrederea în sine. Puncte bune, desigur, vor fi și ele, cea mai vizibilă va fi influența tendințelor pozitive în relațiile personale. Vă veți înțelege bine cu cei care vă sunt dragi. Acești oameni devin aliații voștri de încredere. Datorită sprijinului lor, faceți față în mod adecvat tuturor încercărilor. Fecioară. Săptămâna aceasta puteți obține o ofertă de afaceri tentantă. Luni, probabil, veți întâlni oameni utili. Dacă săptămâna trecută ați fost destul de concentrați și atenți, acum vă este garantat succesul în domeniul profesional. O soluție vă va fi prezentată, deși oarecum dureroasă, pentru problema voastră serioasă. Poate că va exista șansa de a găsi o sursă de venit suplimentar. Influența tendințelor pozitive prevalează. Asta nu înseamnă că săptămâna va fi completă norată, dar, în general, veți fi mulțumiți de modul în care se vor desfășura evenimentele. Este posibil să fie nevoie să schimbați niște planuri vechi, dar veți vedea plusurile în acest sens. Cunoscuți interesanți, sunt posibile întâlniri cu oameni care vor juca un rol important în dezvoltarea carierei voastre. În domeniul profesional va fi mai bine să aveți prudență și să evitați riscurile nejustificate. În săptămâna aceasta nu va fi momentul potrivit pentru a parea pe tot, pentru a realiza câteva planuri ambițioase, ale căror succese ați avea cel puțin cea mai mică îndoială. În relațiile personale vă puteți baza pe intuiție, dă indicii inconfundabile. Sunt posibile coincidențe norocoase, datorită cărora puteți corecta greșelile făcute mai devreme. Înlocuiți dorințele foarte riscante cu ceva mai relaxant. Odihna poate fi planificată ulterior, iar în loc de aventură, vă întăriți relația cu persoana iubită. Balanță Dacă prima jumătate a săptămânii promite indicatori foarte pozitivi în multe domenii, atunci joi și vineri va fi mai bine să nu faceți nimic radical nou. Puteți fi capturați complet de treburile casnice. Soluțiile de compromis vor fi bune la locul de muncă și complet inacceptabile în familie. Joi veți găsi o mulțime de lucruri mici și obositoare care vor necesita răbdare și perseverență. Dar, în această zi, probabil, încheierea unui acord reciproc va fi avantajoasă. Nu va fi o săptămână ușoară, trebuie să faceți o mulțime de lucruri importante, să luați unele decizii dificile. Uneori va trebui să faceți față singur chestiunilor complexe, alteori nu va fi nimeni care să vă consulte tinerii reprezentanții ai izodiei vor avea o sarcină grea de responsabilitate și va fi nevoie de timp pentru a se obișnui cu ea. Rețineți că influența tendințelor pozitive va crește treptat. Dacă ceva nu funcționează la începutul săptămânii, nu vă grăbiți să renunțați, așteptați puțin și încercați din nou, mai există șansa de a reuși. Adesea va fi lipsa de înțelegere și sprijin din partea celor dragi. Într-adevăr, seriozitatea unora dintre problemele care au apărut poate fi evaluată corect doar de către voi. Experiența vă va spune ce să faceți cel mai bine. Scorpion, săptămâna aceasta puteți face o descoperire către noi înălțimi, în muncă, în afaceri și în dragoste. Încercați să aveți răbdare cu defectele minore ale altora. Ajutați-i pe cei dragi, o puteți face fără probleme, iar pentru ei înseamnă mult. Miercuri s-ar putea să vă intereseze noile informații utile. În viitorul apropiat promit că vă vor aduce profituri bune. Poate o propunere pentru un nou loc de muncă pe care nu este recomandat să-l ratați. Începutul săptămânii va fi plin de evenimente neașteptate. Acesta va fi un moment dificil, dar interesant, potrivit pentru experimente, punerea în aplicare unor planuri neobișnuite. Adesea veți avea noroc în lucruri mărunte, în timp ce găsiți o modalitate de a scoate la maxim orice coincidență reușită. Inventivitatea va fi cea care ajută adesea scorpionii acolo unde nu au cunoștințe și experiență. Situația se va stabiliza treptat, iar a doua jumătate a săptămânii va trece complet calmă. Adevărat, nu veți putea sta inactiv, iar starea de aventură vă va împinge uneori spre acțiuni nesăbuite. Multe dintre lucrurile pe care le-ați început în această perioadă încă nu le veți completa. Din păcate, nu veți putea să vă țineți toate promisiunile pe care le-ați făcut rudelor. Este bine că vor trata acest lucru cu înțelepciune. Săgetător, săptămâna aceasta va trebui să vă bazați doar pe puterea și abilitatea voastră de a vă schimba rapid planurile. Intrigiile se pot învârti în jurul persoanei voastre și într-o oarecare măsură voi înși vă veți fi de vină. Țineți cont de interesele partenerilor de afaceri, nu vă puneți ambițiile în prim plan. Întâlnirea cu prietenii în weekend va fi plăcută și plină de satisfacții. Va fi o săptămână potrivită pentru învățarea, verificarea informațiilor și gândirea la ceva important. Multe lucruri vor necesita o abordare serioasă, iar săgetătorul, chiar și cel mai frivol, va fi acum configurat exact așa cum ar trebui. Nu este surprinzător faptul că proiectele complexe se vor muta pe teren, vor fi abordate multe probleme și vor fi atinse obiective importante. Nu numai că lucrați cu roade, dar îi inspirați și pe alții să facă lucruri utile. Va exista o ocazie de a aduna o echipă de oameni cu idei similare sau de a infecta oameni care anterior nu au manifestat interes pentru voi. Farmecul vostru va juca un rol semnificativ. Este posibil ca cineva să se îndrăgostească de voi la prima vedere și să vrea să fie mereu lângă voi. Nu uitați să vă relaxați, acum este foarte important. Poate credeți că sunteți invulnerabil, dar din păcate nu este așa. Supraîncărcarea și situațiile uneori stresante vă vor afecta grav sănătatea. Capricorn, vă îndreptați în mod constant spre țelul vostru. Va fi multă muncă, dar nu pierdeți timpul pentru a vă întâlni cu prietenii. Dacă nu faceți o muncă responsabilă acum, veți întâmpina în curând dificultăți. În relațiile cu cei dragi, va fi uneori mai important nu ceea ce faceți pentru ei, ci ceea ce faceți pentru voi. Nu confundați cantitatea cu calitatea. Încercați să utilizați timpul favorabil pentru noi cunoștințe, stabilind contacte și conexiuni necesare. Joi veți primi știri importante legate de muncă. Începutul săptămânii va fi foarte controversat și ambigu. Sunt posibile câteva momente neplăcute, incidente enervante. Veți încerca să reduceți la minimum pierderile, dându-vă seama că vă va fi mai greu să evitați complet problemele. Aceasta va fi o perioadă obositoare, după care mulți Capricorn vor trebui să se oprească, să se relaxeze un pic. Din păcate, circumstanțele nu vor permite acest lucru tuturor reprezentanților semnului. A doua jumătate a săptămânii va fi mai favorabilă, evenimentele se vor dezvolta într-un mod mai previzibil, iar încrederea în succes vă va reveni. Va exista posibilitatea de a prelua controlul asupra situației, dar nu veți fi confuzi într-un moment important. Ajutorul poate fi necesar, este mai bine să apelați la cei care vă cunosc bine, pentru ceilalți va fi dificil să înțeleagă ce trebuie făcut exact și de ce, și nu altfel. Vărsător, în această săptămână se vor deschide noi oportunități și noi ispite nu vă urmăriți dorințele. La locul de muncă nu ar trebui să vă asumați mai mult decât ceea ce puteți face. Vineri, fiți atenți la cuvinte, gândiți-vă cu atenție la ceea ce spuneți, deoarece puteți face promisiuni imposibile. Sâmbătă, străduiți-vă pentru armonie și echilibru și nu pentru divertisment. Săptămâna va fi ambiguă, lucrurile nu vor merge atât de rău, dar ceea ce se va întâmpla nu vă va mulțumi. Veți vrea să obțineți rezultate excelente în orice, dar va trebui să vă mulțumiți cu cele foarte modeste. Nu vă veți uita întotdeauna cu adevărat la lucruri, vă puteți supra-solicita capacitățile. Înainte de a promite ceva, asigurați-vă că vă puteți păstra cuvântul. Pe de altă parte, săptămâna aceasta vă oferă șansa de a realiza ceea ce ați visat întotdeauna. Cel mai probabil, acest lucru va necesita ajutor, și atunci farmecul vostru vă va ajuta. Datorită lui veți primi sprijin la timp. Nici măcar oamenii care anterior nu trebuiau să se aștepte la așa ceva nu vor refuza. Nu uitați că veți primi servicii de retur. Pești. Trăiți un sentiment al semnificației schimbării, dar nu vă străduiți să puneți totul la locul său. Situația nu se va stabiliza imediat, încă sunt posibile viraje puternice. Mișcarea care se întâmplă în jurul vostru indică intrarea într-o nouă viață. Acum este deosebit de important să separați lucruri principal de cel secundar. Săptămâna va merge bine. Este puțin probabil să aveți motive serioase de tulburări stelele vor fi gata să vă susțină multe dintre eforturile voastre. Profitați de moment pentru a aduce la viață idei vechi. Veți obține rapid primele succese în afacerile noi, iar evenimentele ulterioare vor începe să se dezvolte puțin mai încet, dar într-o direcție favorabilă. Unele oportunități interesante se vor deschide în domeniul profesional. Va fi necesar să aveți o șansă. Să faceți față unei anumite sarcini dificile. Vechi aliați vă vor ajuta. Cu toate acestea, nu le supraestimați punctele forte și capacitățile. Trebuie să depășiți anumite dificultăți singuri. Vă va încânta comunicarea cu cei dragi. Relațiile personale acum se vor dezvolta în general armonios. Nu vor exista certuri și se pot evita dezacordurile grave. Mulți oameni vă vor plăcea și vă veți face ușor cunoștințe. Intuiția va fi foarte importantă săptămâna aceasta, dar nu toate zodiile vor avea suficientă putere. Noroc și nu uitați să faceți click pe butoane.